Băie și fete, astăzi vă voi arăta prima întâlnire cu iubita mea. Deci după cum puteți vedea, boys, am găsit-o pe fata asta. I-am făcut cu mâna și efectiv vreau să mă apropii de ea. Mai exact, băie și fete, astăzi vom juca un joc foarte mișto care se numește Perfect Date 3D. Și care-i treaba? Ei bine, boys, în episodul acesta o să vedeți prima întâlnire cu iubita mea. Pentru că ați văzut și voi care povestea, eu mergeam pe stradă, am văzut-o pe fata asta, am considerat că este frumoasă, așa că acum o să-i trimit un mesaj. O să-i dau un mesaj, o să întreb dacă vrea cumva să meargă cu mine în oraș. Îi zic salut, s-a deschis o nouă cafenea recent. Nu, știai că s-a deschis o nouă cafenea recent. Hai să-i trimitem acest mesaj. El am trimis și zic că da, sunt interesată de ea. Și acum voi să am două variante. Ce să zic? Let's go together, să mergem împreună, sau ar trebui să te duci singură? Băi, dacă îi zic că ar trebui să se ducă singură, ar fi destul de nesimțit din partea mea, așa că o să-i zic let's go together, nu? Așa, bun, ai camat bine. Sure, let's go, acceptat, fraților. Perfect, bun, acceptat. Hai să mergem mai departe acum. Deci perfect, acceptat, hai să vedem. Find and tap, ok, hai să mergem la ea. Uite-o, așa, am găsit-o, bun. Deci aici ne aștepta în fața cofetăriei, nu, în fața cafenelei acesteia ne aștepta și un băiat și o fată. Și acum trebuia să ne dăm seama care este iubita noastră. Bun, și după cum puteți vedea, am intrat înăuntru. Aba, nu, fiți atenți, acum suntem la camera de probă. Ok, boys, deci înainte să mergem la date-ul propriu zis, mergem să-și cumpere niște haine. S-a îmbrăcat și acum noi trebuie să zicem cum arată, dacă arată bine sau dacă este teribil. Hai să zicem că arată bine. Let's go. Gen, trebuie să-i facem pe plac, fraților. 100% asta trebuie să facem. Level 3. Perfect. Deci trebuie să-i facem pe plac. I like it a lot. Îmi pare rău să rămea, dar n-o s-o luăm. Sper să nu te super. Bun. Hit the hornet. Opa. Tap to throw for mama, boys. Ok, grijă mare. Hai să prindem această albină, ca să nu existe nicio treabă. Bun, deci i-a plăcut instant. Perfect, boys, deci asta e la level 4 și ne descurcăm de minune, efectiv. După, once you miss it, you may be gone forever. Hopa. Asta vrea să-mi dea un cadou. Hai mă să-i luăm cadou ăsta. Am luat și o pizza, hai să luăm pizza. Let's go, the pizza is good, I am full. Ok, e zis-o tasty. Deci aici, boys, ea mi-a zis că pizza este foarte, foarte bună și că este plină. Eu pot zic că da, este foarte bună sau îmi pare bine că ți-a plăcut. Hai zice, mă pare bine că ți-a plăcut. Let's go, boys, what's next? Mamă, ce alegem după să facem? Pot să-i zic că ar trebui să mergem în parc sau că am alt date în această după-amiază. Hai că zicem că shall we go to the park, hai să mergem în parc. Deci hai că răspunde bine. Ok, let's go, bun, mergem în parc, boys. Deci bă, prima întâlnire merge de minune. Am o mașină, let's go. Leave the parking. Hai să mergem, boys, let's go. Mergem încet, bun. Am scos parcarea de acolo, bun, let's go, hai că mergem bine, boys. Go to the park, let's go, hai să începem. Deci mergem în parc, mergem așa încetișor, încetișor, încetișor. Hopa, 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 bă! Dar trebuie încet, frate. Ia, încet, nu? A, așa încet, bun. Bun, așa încet trebuie să mergem. Ok, mamă, deci eu nu știam, am făcut accident din prima. Ok, hai să mergem încet. Încetișor. Acum, bun, bun, bun. Hai, mergem tot în față, nu? Tot în față, tot în față, tot în față. Hopa. Ok, trebuie să se deschidă bariera asta, nu? A, bă, nu, a, hopa, hopa. Grijă, mă, grijă, bă, grijă, grijă. Nu e nicio barieră. Bun, fraților, ok, am ajuns în parc. Bun, deci o ducem pe gagica noastră în parc. Hai să vedem mai departe. Move flower, tap to start. Deci trebuie să luăm această floare, să o punem într-un buchet și să o dăm ei. Ia de aici, drăguță. Ok, bun. Perfect, băi, oh, deci îmi plac jocurile astea animate. Vreau să o iau acasă, zice. Ia acasă atunci, soră mea. Let's go, boys. Mamă, nu știu ce să zic în legătură cu asta. Purchase cola, bun, deci trebuie să-i cumpăr o cola. Deci poate să-i cumpăr două chestii, boys. Ori o cola, ori un sherry punch. Și cumpăr o cola, desigur. Ok, uiteți-vă, boys, cum iese cola de acolo. Și vine direct la iubita mea. Bravo, bravo, perfect, mamă, boys, deci date-ul ăsta merge de minune, băi. Merge efectiv de minune. Phone unlocked, hopa. Avem un telefon. Unlock the phone, deci trebuie să deblochez telefonul. Zic 461, așa îmi zice codul. L-am deblocat și acum ce? Trebuie să mă joc un joculeț? Sau care-i treaba, boys? Ce trebuie să fac mai exact? Go to see her. Hopa.
Deci, ok, o ajut, boys. Bun, deci a trebuit să mă joc un joculeț pe telefon să-i dovedesc că sunt un băiat de treabă, un băiat alfa. Trash can unlocked este o de-asta de gunoi. Put in the trash can. Tap to start, hai să vedem. Bun. Mamă, boys, deci trebuie să nimerească. Mamă, deci m-am aruncat de la distanța asta ca să cred asta că sunt șmecher. Perfect, și am nimerit. Băi, dar o impresionez cu orice chat, cu orice fac, ești de bun la cap, evident, sunt prea bun. Ok. Hai să mergem mai departe. Deci vedeți, boys, iată ne propune iubite noi, dar noi nu le luăm, că nu suntem nesimțiți, știi ce zic? Hai să vedem. Acum trebuie să mergem să o trimitem acasă. Bun. Ok, grijă mare. Grijă mare. Mergem la acasă. Așa, am ajuns acasă. Ok, bun. Hai, ne invită la ea înăuntru sau nu? Trebuie să o pupăm. Pupo! Hai, sărut-o! Sărut-o, grijă mare, așa, bun, bun. Deci trebuie să sărute, hai, sărut-o. Sărut-o, bun. Ok, și-am pupat-o. Let's go, boys, gata. Let's go. Nu mai suntem numai prieteni acum. Suntem iubiți și iubită. Perfect, deci vedeți, de la friends, boys, am ajuns la dating. Nu mai suntem prieteni, acum ne vedem unul cu altul. Gen, suntem în timp de dezvoltare. Bun, hai să-i dăm un mesaj, boys, acum. Să-i dăm un mesaj la iubita noastră. Să-i zicem hi. Hi, what's up? Sadly, the message I'm about is going to be very crowded. Hopa, ea zice, hai, ce se întâmplă? El zice că, din păcate, parcul de amuzament o să fie plin. Probabil noi trebuia să mergem la un date la parcul de amuzament și acum nu mai putem să mergem pentru că este plin, nu? Asta îi zicem. Așa, ea zice, ce zice ea? Oh, I don't wanna go to crowded places. Zice, nu, îmi pare rău, eu nu vreau să merg în locuri aglomerate. Deci putem să-i zicem ori că trebuie să mergem neapărat la parcul ăla, ori atunci hai să mergem în alt loc. Îi zicem că trebuie că mergem în alt loc atunci, îi facem pe plac. Sounds good, sună foarte, foarte bine. Perfect așa, boys, perfect. Next, așa. No thanks, așa. Bun. Și am ajuns la New York Pizzeria. Hopa. Find and tap, unde o găsim pe aia? Ia uite acolo, uite acolo, uite acolo. Ia uite, lasă-mă. Așa, boys, perfect, am găsit-o și dăm buchetul de flori, nu? Asta trebuie să facem, trebuie să dăm buchetul de flori. Așa, iar vrea să ne dea o nouă gagică. Praise her. Hopa, deci iară merge să se îmbrace cu nu știu ce. Boys, deci nu știu ce să zicem. Hai să zicem că arată bine, logic, nu? Good. Arată bine. Asta îi zicem, nu? Logic, asta trebuie să zicem. Next, hai să vedem. No thanks, I like it a lot. Bun. După avem o furculiță. Fiți atenți, boys, că aici hit the hornet. Iară vine asta, boys. Deci fiți atenți, cred că acum este cu locații diferite, însă trebuie să facem aceeași chestie. Hit the hornet, bun. Deci am scos albina, ca de obicei. Mamă, boys, dar acum suntem într-un local mult mai frumos ca data trecută. Se vede clar că evoluăm. Ce aveți, ești nebun la cap? Hopa, I love this restaurant. Mamă, boys, băi, ce n-ai vă face, băi? Deci ea zice că iubește acest restaurant și singura mea opțiune este să zic da, dar costă mai mult decât credeam. Băi, o să fie nașpa dacă zic chestia asta. Hopa, stai că am apăsat pe acasă. Nu, în continuare. Deci zice că îi place restaurantul ăsta, trebuie să zic asta. Oh, I think so too. Mamă, și acum boys, deci asta este testul suprem, fraților. Plătim noi sau împărțim nota? Gen, plătesc numai eu sau plătim amândoi? Îi zic că plătesc numai eu, frate. It's on me, știi ce zic? Really, mulțumesc. Fraților, trebuie să o impresionăm, știi ce zic? Deci plătim noi, așa. Acum trebuie să plecăm din locul de parcare. Tragem mașina asta așa. Bun, și noi mergem, hai. Dă-i, bun. Am plecat din locul de parcare, am tras mașina, totul bine. Hai că începem să evoluăm, frate. Începem să evoluăm încet. Iar vrea să ne dea o gagică nouă, n-avem nevoie. Go to the park. Mergem în parc. Ok. Hai, rapid. Traversează rapid, așa. Bun, și am ajuns în parc. Mamă, ce era să luăm la dreapta, stânga și să murim. Bun, așa. Move flower. Acum trebuie să mutăm două flori, frate. Trebuie să îi luăm. I-am luat tot floarea aia. Aveam două flori de ales. I-am luat-o pe asta, că n-ai mai șmecher. Așa, no thanks. Vreau să o iau acasă. Vendor machine. Acum, boys, iar trebuie să-i cumpărăm o cola. După cum puteți vedea, sunt curios la următorul nivel ce e sau tot astea. Bun, deci acum trebuie să-i cumpărăm o cola. Mergem la date-uri normale, băieți și fete. N-avem ce să facem altceva. Hai să ne ce se mai întâmplă. Opa, trebuie să deblochezi telefonul și de data asta codul este 1785, așa. Na, și iară trebuie să o ajut să... Cum îi zicea, să vedem.
N-avem nevoie. Go to see her. Mamă, trebuie să mergem să o vedem. Cum facem asta? Go to see her. Facem așa. Așa, frate. Perfect. Bun. Dacă picam acolo jos, ne omorau țepii ăia. Bun, hai că ne descurcăm foarte, foarte bine. Și acum aveți, trebuie să aruncăm asta la coș de gunoi. Asta de cola, ca de obicei. Și după că... Opa! Opa! Surme, ai grijă! Ai grijă! Băi, ce era să mă fac aia să nu o impresionez pe asta. Ok, bun. Și acum, boys, o ducem acasă. Și se termină și date-ul nostru. Mama, ai grijă! Nu. Am făcut accident, am omorât-o. Din păcate, ok. Bun, stai. Așa. Haide. Bravo, bun. Și am ajuns la ea acasă, boi, știți, casa din dreapta. Clasica casa, hai să vedem. Așa. No thanks, și acum trebuie să o pupăm. Hai să o luăm, să o pupăm. Opa, de acolo albina, fraților. Să nu cumva să pupăm albina, grijă mare. Și aici, boys, cred că s-a terminat și a doua întâlnire cu iubita mea. Perfect, boys, bun. Aici s-a terminat episodul și hai să vedem, gen, ce, cum îi zice, ce, acum ce suntem? Nu mai suntem dating, ce suntem? Suntem relationship. Să vedem, poate o să ajungem să ne căsătorim, fraților. Ei bine, băi și fete, dacă vreți continua de la joculețul ăsta, scrieți la comentarii. Eu am fost Manu Siancu și ne vom vedea curând cu episoade noi. Vă pup pe toți, pa, pa!